vulpițelor și vulpișorilor, în episodul de azi o să vă arăt cât vă costă să vă transformați în Max Infinit versus Hudinașul, care credeți voi că are skin-ul mai scump în Roblox. Rămâneți până la finalul acestui episod ca să vedeți cât vă costă să vă transformați în fiecare dintre ei și vreau să scrieți în comentarii, bineînțeles, care credeți că o să fie mai scump. Aș aprecia tare mult să rupeți pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi. Bun, și avem aici contul Hudinașului. Hai să vedem cât costă mai exact tot ce poartă Hudinașul pe el. Avem bluza aceasta din ediția Vulpițele și Hudinașii, care este 99 de Robux. Dacă am vrea să cumpărăm 99 de Robux, ar însemna, hai să vedem cât. Buy now. Cât înseamnă? I-am cumpărat bluza Hudinașului. Oh my god, ce țeacă mi-am dat. Amuzanu. Haideți să vă explic cât costă 99 de Robux, pentru că am crezut că costă foarte mult, dar de fapt nu este atât de mult. Hei, acum am și eu bluza Hudinașului. Vreți să o vedeți pe mine? Ia uitați-vă. Ce amuzant! Pot să-i fac o farsă la Houdini. O să mă îmbrac cu bluza lui. Să văd ce zice. Ia uitați-vă. Oh my god! Ce bine îmi stă! Îmi stă bine cu albastru. Bun, suntem aici unde cumpărăm Robux și unde am vrut să intru prima dată. Și vedeți că 4,99 de dolari pot fi folosiți să cumperi 400 de Robux. Ok, 400 este destul de mult pentru că îți pot ajunge foarte mult. Poți să-ți iei bluza lui Houdini, poți să-ți iei pantaloni, poți să-ți iei păr, poți să-ți iei accesorii și chiar să-ți mai rămână dintre cei 400. Ok, cât înseamnă 4,99 de dolari? Păi înseamnă mai exact 24 de lei. Depinde de cursul valutar. Nu este chiar atât de mult. Bluza Hudinașului costă undeva la 5 lei. Bun, deci să calculăm. Până acum avem 99 la Hudinaș, bluza de Robux. În continuare avem pantalonii aceștia pe care el îi poartă și costă doar 5. Deci 99 plus 5 avem până acum 104 Robux. Nu e chiar atât de mult. Părul, să vedem cât costă. Fața, dacă e gratuită. Cred că e gratuită. E 33. Deci fața lui este 33. Dar o găsiți gratuit și în Roblox Brookhaven. Dar dacă vreți să vă faceți caracterul, e 33. Până acum avem 137 de Robux folosiți. Să vedem ce mai are Hudinașul pe aici, dacă mai are chestii. Părul. El are tot felul de mișcări și eu am, dar am uitat să vi le arăt ieri. Părul acesta costă 66. La fel, și acesta îl găsiți în Brookhaven. Plus 66, 203 costă până acum skin-ul lui Houdini de pe Roblox. Hai să vedem mișcările, ce mișcări are el aici. Zice că nu e pentru vânzare. Ok, dar de exemplu dacă dăm pe linkul acesta, ok, 250, deci undeva la 12 lei este doar mersul acesta. Bine, mersul este variabil, adică nu trebuie să vă luați mersul, dar practic tot skin-ul lui Houdini în afară de mers costă undeva la 200, cât am zis. Acum haideți să vedem cât costă skin-ul lui Max Infinit. Bun, acesta este contul lui Max de Roblox. Hai să vedem ce are el în dotare. Fața pe care o are el costă 20 de Robux. Ok, 20 plus. Hai să vedem. Asta e un set care costă 5. Ok, 5 Robux. Un set făcut de ei. De pijama, Ok, super drăguț. Altceva ce mai are? Părul. Cât costă părul? Oare este gratis? Mi-apare decât să-l iau. Dacă dau get, mi-l ia direct? A, nu. Zice că este gratis. Ok. Super tare. Deci părul acesta este gratis. Perfect. Să vedem ce mai are. Pelerina cred că este scumpă. Da. Eram foarte sigură că e scumpă. E 125 plus 125. Avem 150 până acum. Super drăguț. Și ce mai are el? Acest tricou, care este 5 plus 5, 155 avem până acum. Să fie skin-ul lui Hudinaș mai scump decât al lui Max Infinit? Wow! El nu are mișcări? Nu, văd că nu are tot felul de animații. Ok, deci cred că asta e tot la el. Da, asta e tot la el. Se pare că skin-ul Hudinașului este mult mai scump decât al lui Max Infinit. Wow! La asta nu mă așteptam. Dar pot spune că noi am investit în chestii mai scumpe ca să ne facem caracterul foarte forță. Dar, sincer, nu este atât de scump nici la noi. V-am spus, 400 de Robux și e echivalent cu 24 de lei și Hudinașul avea 200 și ceva, deci 12 lei, nu-i foarte mult. Să-mi scrieți acolo în comentarii cu cine mai vreți să fac pentru data viitoare. Dacă v-a plăcut acest episod, aș aprecia tare mult să rupeți pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi extraordinar de frumoasă ca și voi. V-am pupat! Ne reauzim mâine! Ciao! Fugi, nu stai, baby fără bye-bye. Hai șase-te să bem un ceai. Nu te grăbi, parcă mai rezistai. Cu gheață, iar se face dimineață. Nu mai văd nimic în față. E prea multă ceață, casă, plajă, în piscină, o rață. Nisip, Sahara, Sahara, palmieri, iară se lasă seara. Căldură mare ca așa e vara. Eu sunt faraonul, tu ești piramida.